Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă numesc Ana Maria Ipate și vă voi prezenta prognoza meteo. Miercuri, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporare accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, jumătatea de vest a țării și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime, în scădere ușoară față de ziua precedentă, vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar minimele se vor încadra în general între 13 și 22 de grade. Miercuri după amiaza vor fi averse în jumătatea vestică. Să vedem cum va fi vremea mâine în regiunile României. Dacă vorbim de regiunea Maramureșului, țin să vă anunț că în ciuda faptului că soarele se ascunde iar, ploaia își face de cap, temperaturile vor fi între 29 și 30 de grade. Vreme urâtă și în Crișana. Aici vor fi ploi de scurtă durată, dar destul de intense. Se înregistrează temperaturi între 25 și 28 de grade. Mergem mai departe în Transilvania, unde vremea este urâtă. Dacă în celelalte regiuni soarele predomină ziua și din când în când mai era câte un județ unde ploua, în această regiune țin să vă anunț că plouă tot timpul, doar Miercurea Ciuc și Brașovul scapă de ploi, aici soarele fiind mai îndrăzneț. Vor fi temperaturi între 26 și 30 de grade. În Oltenia vremea este frumoasă, se vor înregistra 27-29 de grade. Sunt temperaturi destul de mari, dar în Drobeta, Turnul Severin, va ploua întreaga zi. În Muntenia vremea este frumoasă, avem soare în întreaga regiune, doar în Pitești mai plouă, dar în rest se înregistrează temperaturi destul de mari, ele fiind între 29 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. În Dobrogea vremea va fi frumoasă, ca în majoritatea timpului, soarele predomină pe litoral și vor fi temperaturi între 30 și 34 de grade. Știți ce am observat? Tot timpul e cald și frumos la mare, în timp ce în alte regiuni, ploaia domină întreaga zi. La mare e într-adevăr vară. Urcăm în Moldova, unde vremea este frumoasă. Nu sunt chiar așa de încântată de vreme, deși temperaturile sunt ridicate, ele indicând 29 și 34 de grade cu 33 de grade în județul Iași. În Pașcan, temperaturile sunt destul de ridicate. Azi s-au înregistrat 29 de grade, iar mâine vor fi la fel. Temperaturile sunt normale pentru această perioadă a anului. Vestea rea e că va ploua. Vor fi averse de scurtă durată, mai ales spre seară și dimineață. În cursul zilei, cerul va fi variabil. Mă credeți că uneori mă satur de atâta căldură? Pur și simplu, când e prea cald, mă gândesc cum ar fi la mare. Ar fi frumos. Să vă spun câteva curiozități despre Marea Neagră, care le-am aflat și eu de curând. În Marea Neagră nu există oxigen la o adâncime mai mare de 200 de metri. Din cauza lipsei de oxigen, toate epavele care s-au scufundat în Marea Neagră sunt perfect conservate. În Marea Neagră există pericolul formării de valuri uriașe. Un astfel de fenomen s-a produs în 1901 în zona Mangalia. Există doar 3 specii de mamifere marine care trăiesc în această mare, cea mai cunoscută o reprezintă delfinii. Marea Neagră este foarte periculoasă în larg, deoarece foarte des se iscă furtuni violente. Interesant, nu? Atât pentru azi, vă aștept și mâine pentru mai multe informații. Numai bine!